Bilanț alarmant. Numărul persoanelor diagnosticate cu COVID-19 se apropie de 27.000. Ministerul Sănătății a confirmat 362 de cazuri noi după procesarea a 1.190 de teste primare. În 6 cazuri este vorba de persoane care au revenit din Turcia, Ucraina, Franța și Marea Britanie, iar 15 sunt cadre medicale. COVID-19 a luat viața a încă 7 pacienți, cu vârste între 55 și 78 de ani. Astfel, bilanțul deceselor provocate de complicațiile date de COVID-19 a ajuns la 835. Potrivit ultimelor date oferite de Ministerul Sănătății, în prezent sunt 419 pacienți în stare gravă și 29 conectați la aparatele de respirație asistată. Circa 3.000 de persoane se tratează la domiciliu, iar 7.000 s-au vindecat acasă și sunt monitorizate în continuare de către medicul de familie. Pe parcursul zilei de vineri, 242 de persoane s-au vindecat, iar bilanțul celor vindecați de COVID-19 a depășit 18.900.